Salutări direct de aici din Polonia. Salut, salut. Am intrat deja în Polonia și vreau să văd dacă s-a schimbat țara automat. Data trecută am zis că am tacograful inteligent, generația 1, și trebuie să schimb manual țara când trec granița. O grămadă de lume mi-a sărit în cap că nu, se schimbă automat. Ieri am fost cu actorul care are tacograful inteligent, generația 2, generația 2. Cele care au acest tacograf începând cu 21 august 2023, nu trebuie să mai schimbi țara la el, la generația 2. La mine, că l-am pe ăsta mai vechi, trebuie să schimb pe manual. Haideți să vă arăt. Haideți să intrăm în meniu. Ce avem, frate, aici? Avem Deutschland, da? Și noi suntem în Polonia. Trebuia să-mi apară PL, PL, da? Dăm acum. Am memorat, ok. Ați văzut? Ieșim de aici și gata. La Ilie, dacă intrăm la șofer 2, cred că s-a schimbat deja automat. S-a schimbat automat, da? Deci trebuie să dai doar la un șofer 1 și se schimbă automat și pentru 2. Ați văzut, da? Că nu se schimbă automat. Schimb tu manual. Gata, frate, să mergem. Acum am schimbat și țara. Ne luăm amendă, mergem mai departe, mergem la aceeași firmă unde am fost eu ieri solo. Ilie, ce ai făcut toată tu ieri? Stat acasă. Ba. Am fost după camion la service. La Berg. La Berg și cam atât. Baștan, baștan. Când am văzut ieri mesajul că vii cu mine în Polonia, am râs. Că tu credeai că ce să mai gata, scapi, nu mai vii în Polonia în curând. Îmi place mie aici la polonez. E frumos, frate. E frumos la polonez. Ieri am avut actul ăla de mergea singur, frate, nu mai făcea nimic, doar țineam de volan. Acum, na, asta e bună și asta noastră, mai veche, dar e bună. Mama avea treabă cu ăsta zi, o retardă, cu nimic, frate, uite, acum reducea singură și frâna singură. Acum nu mai iau, te dardă, faci tu frumă de picior. Asta este. Oprea frumos, pleca asta din față și nu mai pleacă de pe loc dacă a oprit. Trebuie să-i dai tu, apeși pe retardă, pe restart și pleacă de pe loc. Deci cu un singur deget, apeși pe un buton și asta e, frate. Șmeche. Ai înțeles? L-ai băgat în oraș, când ești în oraș l-ai activat, tempomatul 50, te scoate din oraș, știe limita care e. Nu contează în ce țară ești, că dacă nu știi limitele de viteze, le știe el, frate. Le știe el pentru tine. Actros și el, na, ce vrei. Partea bună care e, frate, la Actros? Una la mână, cea mai importantă. Nu faci niciodată accident cu el. Dacă ți-a apărut cineva în cale, a frânat sau nu știu, un biciclist, a oprit, frate, singur. Ieri când eram la Chemnitz, s-a băgat unul cu mașina mică în fața mea cu 70 la oră, când am cu 85. A redus imediat, frate. Deci nu ai cum să faci accident, să intri peste unul dacă nu ești atent. Nu ai cum. Și a doua la mână, nu ai cum să dai în radar, pentru că el respectă limita de viteză. Ai intrat în localitate 50 sau 40 și 30, el știe, frate, deci nu te ia radarul. Două lucruri foarte importante. Ce mai vrei, frate? Super tare. Super tare, Actros. Deja mă simt ca acasă, Ilie, a treia oară în Polonia. Polonezul știu de la circ, m-am învățat pe acolo și pe avea un polonez, un prieten și... Ia movie, barzo, dom, și e popolsc, la teraz. Rezumi și popolsca? Înțelegi poloneză? Nu e maniță, e maniță, da, vai curva de robota. Numai asta auzai la chip, da, vai curva, are mai ceas. Da, bă, frate, nu vezi ce să faci. 7 ani cu polonezii pe acolo. Dacă mai avem 10 minute, Ilie, și am ajuns, ne apucăm de treabă. Bine, te descurci, n-ai văzut atunci alea, că am intrat la birou, pac, imediat, ai rezolvat toate problemele cu polsca. Cei șac și mai și dob și gincuie, ia o și tot ai. Sotoro biștam, țoței și neamăriți, a mai de robotă curva. Ia pierdole, ce e vorbești, bă, frate, e frumoasă poloneză, nu e rea. E grea și asta. E mai ușoară decât germană, în ce caz. Hai că nu e chiar așa de rea zona asta, la început, na, mi s-a părut nou. A fost impactul mai mare, știi, când vine din Germania și vezi pe aici cum arată casele astea, dar prin spate așa mai încolo sunt cartiere de vile mișto, case noi, e ok zona.
Da, Polonia e țară mare și frumoasă, toată lumea știe asta. Dar aici e puțin mai săracă partea asta. Dar e bine, e bine. Dar nu m-aș muta aici. Dar e bine. Ilie, frate, mai am 12 minute de condus. Mai avem 9 minute până la firmă. De data asta ajung direct. Bună la firmă cu un program, că am plecat de la Plaue. Am plecat de la Plaue la Elușniț, atunci am schimbat semiremorcile și nu mi-a ajuns timpul până aici. De data asta, a treia oară când vin, deja știu traseul, e altceva. E lumină, nu mai e zăpadă, nu mai e gheață, nu mai e ud pe jos, mergem piulea, frate. Aud, cu viteza luminii, e altceva. Ajungem acolo, o bași tu la rampă de data asta, că zicea lumea data trecută, dar de ce n-a băgat-o Ilie la rampă? L-am pus să mă filmeze și de-aia zic, am o să mai bag și eu, nu mai tu să o bagi Ilie. Lasă-mă să mai bag și eu. Dar de data asta te las pe tine, să le-o bași tu Ilie la rampă, la polonez aici. Da, frate. A, stai așa, frate, că m-a întrebat lumea dacă angajează la Elfline un echipaj. Nu, frate, nu se face echipaj la Elfline. Săptămâna asta și săptămâna următoare nu se lucrează la noi pe turul nostru de Tesla, că nu știu ce treabă au băieții pe acolo, renovează parcarea și așa mai departe. Și ne mai trimit așa o dată la câteva luni un echipaj pe noi doi. Dar nu au nevoie de echipaj și nici șofer național să doarmă în cabină. Doar șofer de linie. Gata, frate, am intrat ori, ce strângi? Elenia Bora. Am intrat în găsite. Mamă, frate, cum se vede muntele în față, vezi? Se vede pe cameră? Da. Se vede, dar așa mai puțin. L-ai văzut și pe asta ce plete are? L-am văzut că avea intenția să traverseze cu ochii la munte. Îl luam, îl duceam mai încolo, în kilometru, și îl duceam înapoi după aia. Mamă, ce cartiere mișto, și polonezii în stânga, niște blocuri beton. Le zice ceva? Trebuie să mergem amândoi cu buletinele, pac, 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 pac. Gata, Ilie, frate, 20 de minute a durat aici, să mișcă, frate, polonezii ăștia. Super, super bun. Mergem la Bamberg de aici, să ducem semiremorca asta și ne întoarcem după aia solo. Avem exact 450 de kilometri, 6 ore, 20 de minute de condus. Așa că, frate, Ilie, drum bun, baftă. Si. Beau și o cafea, mi-am băgat aici caserola asta, l-am încălzit. Să mănânc și o mâncare caldă, am un kebab de pui luat de la Lidl cu orez și cu iaurt deasupra. După care mă așteaptă și pe mine patul ăsta. Nu, că n-avem voie să dormim, zic și eu așa când ne vede lumea și traduc oamenii mai multe limbi și după aia ce a zis mă ăla. Nu, glumesc și eu că nu dormim. Nici noaptea nu dorm, dar bari în ziua. Dă-i eu, frate. Drum bun și numai bine. Hârtile le-am luat. Să lăsăm la poartă legitimațiile și gata. I-am zis să prașam până ia și prașam ce zice curva. Ia rezume teras. S-o muvi curba ea. Cea că e mă. Asta e în bulgară, cea că e mă. O ce că e proși? Știau și la ea, putea așa. Spania też z motoryzowani między nowym targiem na super de treabă polonezii. Super de treabă, nu știu, adică mi se par oameni în comparații cu alte nații. Pe bune, chiar de treabă. Amabilă lumea pe la birou și băiatul de n-a descărcat imediat. Se mișcă, băi, rachetă foarte super tare. Nu am pe plus de tot un promo de camioane. Filmul mare aici la polonez, frate. Gata, frate, mergem.
și auze pirulă ca de sabă, clasa Craiova număr 2. Știm că kilometrul de care tu ai să vă ajai să sunt, dar nu știu ce se stau. Dziękuję, Petru. Și asta a fost. Și cu colonia asta am scăpat iar. Once again. Din nou în Deutschland. 60 de metri Germania. Aute, frate, și stau aici. Era accident mai devreme, dar n-am apucat să fugesc. Ia uite ce aici. Era închisă? Să pune soarele în ie. Ce frumos se vede, frate. În loc să fiu cu nevastă mea de mână să mă uit la apusul de soare, sunt cu Ilie. Camion. Aia e bine și așa. De câte lor. Da. Le vedem împreună, Ilie. Trafic, trafic. La ora asta. Știi că e urmat de bine? Da. Asta și e foarte bine. La 72 ăsta mereu, da. Bine, toate și pe aia nu era dezastru vinerea. Da. Ce faci, tata, și mă tit? Și era sus de gât. Auzi aici? Au frate, stai că s-o duce, tu tit?
schimbare de plan, ne-a sunat disponentul și a zis să venim la Elșnița aici, să lăsăm semiremorca și să ne întoarcem acasă la Plauen, așa că în 20 de minute suntem acasă. E ceasul, cât e frate, că nu bot, 6 și 10 minute. Este bine. Am început la 7 azi dimineață, 11 ore și un pic, 11 ore jumate. V-am salutat, weekend plăcut, Ilie, tata, weekend plăcut. Mersi, la fel. Ne vedem luni, după ora 11 jumate, ceva de genul, 12. Mă duc la Ilie, îl iau cu mașina și mergem la Bamberg. Și de acolo vedem ce facem. Am înțeles că mă duc o zi cu Langel Cave, cu camionul la lung. Nu știu exact în ce direcție și miol, să vedem de la Bamberg. Și Elie, tu te duci pe la Mercedes-Benz, pe la Stuttgart. Vă știu ce-i pe acolo. Livrezi și încarci și Lergu, dar am înțeles, și vin apoi la Bamberg. Vedem ce iese. V-am salutat. Ciao, ciao.